Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, condițiile impuse în contractul de furnizare a energiei termice referitoare la obligativitatea reluării furnizării agentului termic pentru încălzire în condițiile în care temperatura exterioară între orele 18 și 6 se situează 3 zile consecutiv sub 10 grade Celsius, societatea CEDGO Vora S.A. anunță că, începând cu data de 4 octombrie 2019, ora 8, va relua furnizarea agentului termic pentru încălzire în sezonul rece 2019-2020 în municipiul Râmnicu-Vâlcea, inclusiv la CT Copăcelul, respectiv în orașele Băile Olănești și Călimănești. Toți consumatorii racordați la sistemul de termoficare urbană și care desfășoară lucrări la instalațiile termice interioare sunt rugați să ia toate măsurile de finalizare a lucrărilor până în data de 4 octombrie, în cazuri excepționale pentru finalizarea lucrărilor, să izoleze rețelele interioare de la robineții contoarelor de energie termică sau se pot adresa pentru asigurarea condițiilor de lucru la dispeceratul de termoficare urbană Râmnicu-Vâlcea, strada Mihai Viteazu, numărul 43, prin adresă scrisă. De asemenea, asociațiile de proprietari, în funcție de propriul program aprobat, pot consuma agent termic pentru încălzire continuu sau fracționat prin închiderea și deschiderea robineților de izolare montați în amonte și aval la contoarele de energie termică. Programul de umplere al rețelelor, probele la rece și la cald fiind comunicate prin mass media și afișate la toate imobilele, prin neluarea măsurilor de izolare rețelelor interioare, acolo unde este cazul, sau neanunțarea în vederea realizării condițiilor tehnice de lucru, absolvă de orice responsabilitate operatorul sistemului CEDGO Vora S.A. pentru eventualele daune care s-ar putea produce.